Vă rog, prezentați buletinul? Nu am buletin. De ce? Pentru că nu îl port cu mine. Am înțeles. Că-s cu bicicleta. Brega. Cum? Oleg Brega. 1, 2, barbă, 3, 3, 1, pentru verificare. De ce mă verificați? Așa trebuie să vă verificăm. Toată ce intrăm în contact cu dumneavoastră... Păi de ce ați intrat în contact cu mine? Trebuie să stăm de vorbă. De ce? Referitor la ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme. Am zis că nu sunteți capabili să mă ajutați sau despre ce? Nu suntem capabili. Noi zicem că suntem destul de capabili. Așa. Să facem treaba pe care trebuie să facem. Vrem doar să vă lămurim pe dumneavoastră. Asta e singura. Ce vreți să mă lămuriți? Să mă intimidați din nou? Nu m-a intimidat destul Coman și s-a făcut de râs pe toată țara. Acum se ocupă și procuratura de el. Nu, domnule drag. Păi ce vreți? De ce mă legitimați? Trebuie să aveți un temei legal. Nu? Nu trebuie să aveți un motiv legal să mă legitimați? Avem toate motivele legale. Păi care e motivul legal pentru care mă legitimați? Atâta timp cât intru în contact cu dumneavoastră. Păi de ce ați intrat în contact cu mine? V-am spus puțin mai devreme, ne repetăm. Acum, da. Hai să facem o verificare, te rog. Pentru ce mă verificați? Vă rog să... Cum vă numiți? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cum vă numiți, mi-a arătat să legitimați. Sunt agent șef principal Ionescu Laurențiu de la Poliția Transportului Feroviar din cadrul biroului de poliție TV din Gara. Și eu m-am prezentat, mă numesc Oleg Brega. Vă rog să și data naștere. De ce? Pentru ce mă legitimați? Pentru că trebuie să vă de ce? Nu trebuie să existe motiv legal. A treia oară. Atâta timp cât un organ de poliție intră în contactul dumneavoastră, eu m-am prezentat și dumneavoastră aveți obligația să prezentați documentul. Păi eu vă întreb de ce ați intrat în contact cu mine. Ce anume? De ce ați intrat în contact cu mine? Te apropii de om și suspect. Suspect de ce? Urmează să stabilim. Îmi prezentați pe eu cred că vă bateți joc de mine. Nu ne bate domnule. Suspect de ce? Suspect de ce? Ia uitați, sunt la lucru. Foarte bine. Ajut. Refugiați. Păi mă duc acum să petrec trenul de Sofia, Istanbul și Varna. De ce mă rețineți din lucru? Nu vă rețin. Vă rog frumos, îmi prezentați data nașterii. Pentru ce? Pentru ce? Eu cred că asta e un abuz. Eu cred că asta e un abuz. Nu, dacă trebuie să e un abuz, noi să steți îndreptățit. O să scriu o plângere pentru că mă legitimați fără motiv legal. Așa, nu. De punctul dumneavoastră de vedere că vă legitimăm. Eu cred că e abuz, e hărțuire și persecutare. Dacă considerați și constatați că este un abuz și așa mai departe, cum a spus dumneavoastră, sunteți îndreptățiți să faceți o plângere în sensul ăsta. Așa o să până fac, atunci, da. Vă rog să-mi prezentați documentele de identitate. Dacă nu l-aveți la dumneavoastră, să spuneți date de identitate. 26 octombrie 73. Da, am văzut că e simplu. Acum pot să plec? 26 sau 27? 6 octombrie 73. 73. Aveți domiciliu în România sau în... Da. Numele Oleg? Brega. Brega e numele de familie? Brega Oleg. Șeful și zice că nu avem poziția corespunzătoare. Haideți să ne dăm mai așa, că să nu facem mai așa, că o să cadă pe la Bombay. E alegerea dumneavoastră. Vedem mai devreme încoace. Mă rețineți de în lucru? Nu, vă rețin de lucru. Asta e privare de libertate, încălcare dreptului fundamental. Nu mai bateți dumneavoastră câmpii cu privarea dreptului de libertate, că nu vă privează nimeni de libertate. Păi acum, dar pot să plec dacă nu mă privați de libertate. Înseamnă că m-ați privat de libertate. Înseamnă că m-ați privat de libertate. Dacă considerați că vă priveți de libertate, atunci v-am spus. O să scriu plângere penală pentru privare ilegală de libertate. N-ați avut niciun temei să mă legitimați. N-ați avut niciun temei să mă legitimați. Și după aceea de luni la repede, da? Atâta rugăminteam ca să nu mă ajunge la alte timpuri. Hai, comunică o dată, te rog. Da, mulțumesc frumos. Așa, acum, apropo, ne-ați făcut dumneavoastră o sesizare cu privire la expunerea spre vânzare a unei, că de asta v-am legitimat și v-am interpelat. Ați făcut puțin mai devreme o sesizare
cu privire la expunerea unei cărți, da? Expusă spre vânzare la Anticariat. Ce voiam să vă rog? Să consultați, când vă permite timpul, legea 217/2015, care reglementează astfel de lucruri, da? Și după aceea vă așteptăm la discuție, da? Deci cartea aceea se vinde legal acolo, da? Nu vă mai reținem, aveți trenul ăla de la Sofia, să vă reținem și nu vrem să vă privăm. Vedeți că se face de râs prin persoana noastră, poliția română, care tolerează idei antisemite, fasciste. Adolf Hitler a emis în carte aceea idei fasciste, antisemite, și dumneavoastră justificați niște idei periculoase pentru democrație. Comportament de organ înarmat iresponsabil. În secolul 21, în România europeană, avem așa organe. Gata. România condamnată.